Sub filiala de Cruce Roșie lansează campania umanitară intitulată Instrumentele Speranței. Campania își propune strângerea de fonduri pentru sprijinirea sălii de kinetoterapie din cadrul Centrului de Sănătate Mentală Copii DEVA, iar cei care doresc să facă donații sau sponsorizări o pot face la contul afișat pe ecran. Vrem să susținem achiziționarea unor echipamente foarte utile, esențiale pentru copii cu dizabilități. Aceste aparate îi vor ajuta pe copiii care se tratează într-un centru de kinetoterapie de la DEVA și sperăm că pe această cale ni se vor alătura cu nedorenii și vor participa la strângerea de fonduri pentru achiziționarea acestor echipamente. Din fondurile donate vor fi achiziționate echipamente vitale pentru recuperarea sau îmbunătățirea stării copiilor născuți prematur sau afectați de pareze, tetrapareze, paralizii cerebrale, scolioze sau alte afecțiuni induse de afectarea sistemului nervos sau a coloanei vertebrale. Acțiunea, care va debuta vineri, 8 aprilie, de la ora 19, pe platoul din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean din reședința de județ, este doar una dintre campaniile desfășurate de Crucea Roșie DEVA pentru sprijinirea semenilor aflați în suferință. Practic, dacă ne uităm în jurul nostru, putem să vedem nevoile care apar și, practic, numai dacă suntem nepăsători sau ori nu vedem toate problemele existente în societatea românească. De altfel, voluntarii Crucii Roșii DEVA și Hunedoara, de asemenea, sunt implicați în multe proiecte, atât sociale cât și în domeniul sănătății. Sunt, probabil știți, proiecte în derulare, voluntari care în fiecare săptămână își alocă timp să viziteze copiii mai defavorizați ai acestei societăți. Evenimentul din această seară implică și prezentarea unor ateliere de prim ajutor, activități sociale și de mediu, licitație de tablouri și un concert live susținut de Maria Andreiaș, voluntar al Crucii Roșii sub filiala DEVA. Puțină lume știe însă că Maria Andreiaș este un copil foarte talentat care a absolvit o secție de Mate Info și a luat bacul cu medie mare și, oarecum paradoxal, dorește să urmeze conservatorul, lucru ce necesită multă pregătire. Însă acest lucru nu împiedică să fie și voluntar al Crucii Roșii. Sunt absolventă a Colegiului Național Decebal DEVA pe profil Mate Info, așa că nu. Din păcate n-am avut legătură cu muzica în liceu. De unde până unde? Informatica cu muzica? Păi am fost la liceu de arte în școala primară și atunci am descoperit că am voce, însă voiam să-mi extind cumva opțiunile și să am posibilitatea să mă duc, nu știu, dacă vreau și pe informatică sau matematică, dar în schimb de muzică niciodată nu o să mă las. Ai luat bacul? Cu ce medie? Bacul am luat cu o medie destul de mare, zic eu, 8,98. A fost bine. Ce vrei să urmezi în continuare? Culmea, de pe informatică sar înapoi la muzică și vreau să mă duc la conservator la Cluj. Prin acțiunile lor, inclusiv campania Instrumentele Speranței, care debutează astăzi, au convingerea că împreună putem face lumea un loc mai bun.